Să rămână! Bună ziua! Cum vă numiți și ce vârstă aveți? Sunt Alexandra, am 36 de ani. Și de ce v-ați înscris în emisiune? Ca să cunosc oameni noi, ca să socializez, ca să îmi întâlnesc perechea, ca să îmi găsesc dragostea, jumătatea vieții. Dar aveți o viață monotonă așa? Nu e deloc monotonă, este o viață destul de tristă, în sensul că fostul soț m-a lăsat cu datorii și eu acum îmi caut o locuință nouă. Păi de asta că ne-a spus că să venim aici în parc ca să filmăm, de ce? La mine nu se poate pentru că proprietarea nu-mi permite. Eu locuiesc cu chirie și este o femeie în vârstă care nu-mi dă voie să aduc pe nimeni. Stau într-o cămăruță modestă și nu erau nici condițiile bune pentru filmare. Și cu fostul soț v-a lăsat cu datorii? Sau? Da, m-a lăsat cu foarte multe datorii. Și nu mă ajută nici cu pensia alimentară, pur și simplu ne sfidează și pe mine și pe copii, nu-l interesează. Păi și de ce ați ajuns să stați cu chirie? Am rămas în apartamentul fostului soț, dar eu a trebuit să plătesc rata. Fostul soț nu m-a mai ajutat cu bani ca să plătesc rata și automat banca, bineînțeles că ne-a luat casa și am rămas în această situație. A, și în felul ăsta ați ajuns să stați în chirie aici unde stați? În chirie, într-o condiții foarte modeste, foarte improprie, așa, de locuit. Da, e o chestie tristă, sincer să fiu. Dar să trecem la lucruri mai frumoase. Ia spuneți-mi dumneavoastră așa, ce căutați de la bărbatul pe care îl veți întâlni în emisiune? Cum să fie el? Trebuie să fie un bărbat cu un aspect fizic plăcut, nu neapărat frumos. Dar să aibă simțul umorului, să fie inteligent și să existe între noi o compatibilitate care să ne apropie și să putem construi o relație frumoasă de lungă durată. Din punct de vedere fizic, nu știu, vă interesează să aibă ochi într-un fel, buzele într-un fel? Nu neapărat. Bine, mi-ar plăcea să fie înalt. Nu, pentru că și eu sunt înaltă, dar să fie suplu, sportiv. Sigur. Să fie așa, mai atlet? Mai atlet, da, sigur, așa mi-ar plăcea. Dar pun foarte mult accent pe calitățile spirituale. Adică să fie un om sincer, să nu mă trădeze, să fie, să-i pese de mine, de familia mea, să nu mă abandoneze cum a procedat fostul soț. Doamna Alexandra, dar spuneți-mi cum sunteți dumneavoastră ca persoană? Mi este greu mie să vorbesc despre persoana mea, dar eu cred că sunt o persoană plăcută, sociabilă, cred că sunt sinceră, adică într-o relație nu mi-aș minți partenerul, nu l-aș trăda și cred că sunt o ființă agreabilă. Și puncte negative? Negative, într-adevăr, am și puncte negative, mă enervez foarte repede. Sunt foarte temperamentală și sunt momente în care sunt când pierd cumpătul, exact. Vă enervați repede. Mă enervați, da. Și sunt, atunci pot spune anumite lucruri pe care le regret, dar probabil că dacă nu voi fi pusă în situație și dacă persoana se poartă cum trebuie, nu o să ajung să... Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Alexandra, până la urmă ce ți s-a întâmplat, că tu nu ne-ai spus tot? Deci fostul soț m-a părăsit, m-a înșelat, m-a abandonat și eu am rămas într-o casă... într-o casă în care trebuia să plătesc rata la stat, adică aveam de dat o fel de chirie, așa, și nu am reușit să mai plătesc, iar atunci statul mi-a luat această locuință pe care o aveam, acest apartament, iar acum locuiesc cu chirie într-o cămăruță modestă cu o proprietară destul de dură, care nu mă cam restricționează, nu are voie să vină nimeni la mine. Nu am reușit să invit echipa de filmat și aștept să găsesc o persoană care să-mi ofere o viață mai bună. Uh-huh.
Și care cumva să te ajute inclusiv cu partea locativă. Și cu partea locativă și nu numai. Dar și care să-mi accepte situația. Dar era bine să spui asta de la început, că na, face parte din existența ta și e un amănunt important. Dar e bine și acum, până la urmă. Cine vine să te cunoască, trebuie să te știe cu bune, cu rele, să știe exact cine ești și, și cum, cum stai în viața ta. Oricum, o să mai descoperim încet, încet pe Alexandra. Între